Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil İbrahim, popularul actor de televiziune turcă, a vorbit despre scena săruturilor care a fost la ordinea zilei în ultimele zile. Halil İbrahim a împărtășit cu fanii săi ceea ce a simțit despre această scenă și procesul emoțional prin care a trecut. Acestea sunt explicațiile sincere ale lui Halil İbrahim despre scena sărutului și din culisele acestui eveniment. Scena sărutului din serialul cu Halil İbrahim a avut un impact larg pe rețelele de socializare. Această scenă, care a stârnit controverse în rândul fanilor săi, a devenit rapid subiectul principal de pe ordinea de zi. Sentimentele lui Halil İbrahim cu privire la această scenă au devenit un obiect de curiozitate. Halil İbrahim, într-o declarație despre scena sărutului, a declarat că această scenă a fost foarte provocatoare pentru el. Nu este întotdeauna ușor să acționezi în astfel de scene. Totuși, ca o chestiune de profesionalism, am încercat să fac tot posibilul. Procesul de filmare a scenei sărutului a inclus momente destul de emoționante pentru Halil İbrahim. Cu îndrumarea regizorului și sprijinul echipei de filmare, s-au făcut eforturi intense pentru a finaliza această scenă în cel mai bun mod posibil. Halil İbrahim a declarat că acest proces a fost instructiv pentru el. Partenerul lui Halil İbrahim în această scenă a oferit un mediu de lucru armonios. Comportamentul de susținere al partenerului său l-a ajutat pe Halil İbrahim să filmeze această scenă mai confortabil. Armonia duo-ului în scenă a fost apreciată și de public. Scena săruturilor a avut un impact larg pe rețelele de socializare. Fanii și-au împărtășit opiniile făcând diverse comentarii despre această scenă. În timp ce unii au apreciat profesionalismul lui Halil İbrahim, alții au pus la îndoială necesitatea unor astfel de scene. Halil İbrahim a declarat că această scenă a avut un efect emoțional asupra lui. Am avut niște momente destul de emoționante în timp ce filmam această scenă. Timiditatea pe care am simțit-o din cauza scenei a fost o experiență diferită pentru mine. Regizorul serialului a lăudat interpretarea lui Halil İbrahim în această scenă. Directorul a spus: Halil İbrahim a reflectat în cel mai bun mod emoțiile pe care scena le-a cerut. Aceste tipuri de scene sunt dificile pentru actori, dar Halil İbrahim a depășit cu succes această provocare. Imaginile din spatele decorului au oferit indicii despre procesul de filmare a scenei sărutului. Aceste imagini includ pregătirea lui Halil İbrahim pentru scenă și dialogurile sale cu regizorul. Fanii au urmărit aceste imagini cu mare interes. În urma declarațiilor lui Halil İbrahim, fanii săi au distribuit mesaje de susținere pe rețelele de socializare. Fanii și-au exprimat încrederea în profesionalismul și sinceritatea lui Halil İbrahim. Aceste mesaje au fost o sursă de moral pentru Halil İbrahim. Revista a urmărit îndeaproape declarațiile lui Halil İbrahim despre scena săruturilor. Comentariile programului au vorbit despre performanța lui Halil İbrahim în această scenă și despre explicațiile sale. Lumea revistelor a continuat să păstreze acest eveniment pe agenda sa. Halil İbrahim a împărtășit și fanilor săi planurile sale de viitor pentru cariera sa. El a declarat că participarea la aceste tipuri de scene a fost o experiență pentru el și a adăugat o perspectivă diferită carierei sale. Halil İbrahim a spus: fiecare rol este o nouă lecție pentru un actor. Declarațiile lui Halil İbrahim au avut ecou și în sector. Producătorii, scenariștii și alți actori și-au exprimat opiniile cu privire la necesitatea și dificultățile acestor tipuri de scene. Sinceritatea lui Halil İbrahim a fost apreciată și în industrie. Aceste scene sunt importante pentru a reflecta profunzimea emoțională și relațiile personajelor din serial. Performanța lui Halil İbrahim în această scenă a fost considerată reușită în a transmite publicului evoluția emoțională a personajului său.
spectatorii au făcut mai multe comentarii despre scena săruturilor lui Halil Ibrahim. În timp ce unii telespectatori au crezut că scena a contribuit la atmosfera serialului, alții au adoptat o poziție mai conservatoare. Aceste comentarii au stârnit discuții între adepții serialului. Blue TV a declarat că este firesc ca aceste tipuri de scene să apară în serial și că scopul lor este de a oferi telespectatorilor o experiență realistă. Platforma a anunțat că apreciază declarațiile și profesionalismul lui Halil Ibrahim în interviuri cu diverse instituții de presă. Halil Ibrahim a descris sentimentele și experiența sa în scena săruturilor. Aceste interviuri au oferit telespectatorilor oportunitatea de a vedea mai atent perspectiva lui Halil Ibrahim. Halil Ibrahim a vorbit despre dificultățile pregătirii acestor tipuri de scene. În timpul pregătirii scenei, am muncit din greu pentru a înțelege starea emoțională a personajului și a o reflecta în cel mai bun mod posibil. Acest proces de pregătire a jucat un rol important în succesul scenei. Partenerul lui Halil Ibrahim în scena sărutului a subliniat importanța sprijinirii ei. Aceste tipuri de scene necesită încredere și armonie între actori. Lucrul cu Halil ne-a ajutat să atingem această armonie. Echipa de producție a serialului a explicat meticulozitatea de care au dat dovadă în filmarea scenei sărutului. Echipa de producție a declarat că a acordat atenție tuturor detaliilor pentru a filma scena în cel mai bun mod și a făcut pe actor să se simtă confortabil. Scena sărutului a avut efecte pozitive asupra evaluărilor și popularității serialului. Scena a permis serialului să ajungă la un public mai larg și să continue să se vorbească despre rețelele de socializare. Această situație a sporit succesul serialului. Halil Ibrahim a oferit și sugestii despre viitoarele sale proiecte după această scenă. Actorul a declarat că plănuiește să ia o nouă direcție în cariera sa participând în diferite roluri și că aceste experiențe sunt valoroase pentru el. Halil Ibrahim a răspuns și la întrebări despre scena săruturilor în întâlnirile pe care le-a organizat cu fanii săi. Aceste întâlniri au permis să stabilească o comunicare mai sinceră cu fanii și a simțit sprijinul acestora. Mass media trebuie să acționeze în mod responsabil atunci când raportează despre viețile private și carierele celebrităților. Programele revistelor și ziarele trebuie să reflecte declarațiile lui Halil Ibrahim în mod corect și etic. Halil Ibrahim și-a exprimat recunoștința față de fanii săi. Aș vrea să mulțumesc tuturor fanilor mei care mă susțin și mă înțeleg. Poate fi dificil să participi la aceste tipuri de scene, dar depășesc aceste dificultăți cu sprijinul tău. Halil Ibrahim a cucerit inimile fanilor săi cu explicațiile sale sincere despre scena săruturilor. Această scenă a dezvăluit încă o dată profesionalismul și abilitățile de actorie ale lui Halil Ibrahim. Fanii săi continuă să aștepte cu mare curiozitate viitoarele proiecte ale lui Halil Ibrahim. Pascali.